Începe cea mai importantă reuniune NATO care a avut loc în România în ultimii 15 ani. Miniștrii de externe din Alianța Nord-Atlantică stabilesc pașii de urmat în condițiile războiului din Ucraina. Țara noastră a cerut din nou întărirea prezenței militare pe flancul estic și și-a exprimat sprijinul total pentru integrarea Republicii Moldova. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce mai multe detalii despre acest eveniment. Gabi, bună dimineața! Bun găsit. Vorbim despre o întâlnire extrem de importantă la care participă toți miniștrii afacerilor externe din țările NATO, mai exact 30 de miniștri ai afacerilor externe. Vorbim despre o reuniune care este găzduită de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și vedem că tot aici, la această reuniune, participă și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. De asemenea, vine și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, și bineînțeles că atunci când va fi deschisă această reuniune interministerială, vine și președintele României, Klaus Iohannis. Este o zi cu decizii importante, decizii cruciale, iar asta pentru că vedem o astfel de reuniune, în primul rând că se ține pentru prima dată într-o țară care este aflată pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și care se află în prima linie de apărare. La graniță știm că este acest război început din 24 februarie de Rusia. Iar aici cei mai importanți lideri în securitate iau decizii cruciale pentru viitor. Am văzut și întâlnirea care a avut loc ieri la Palatul Cotroceni între președintele României Klaus Iohannis și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, o întâlnire în care președintele României, Klaus Iohannis, a precizat că este momentul să vedem și fapte, să fie făcute demersuri concrete pentru viitor, astfel încât în cazul unei escaladări să nu ne trezim că suntem într-o situație care ne ia prin surprindere. Pe de altă parte, am văzut și răspunsul dat de secretarul general al NATO. Prin urmare, la aceste reuniuni se discută inclusiv despre întărirea forțelor armate din țara noastră, aici, pe flancul estic al Alianței, despre echipamente ce urmează să fie trimise și totodată, desigur, și despre ajutorul pe care îl va primi în continuare Ucraina. Pentru că ce este important de precizat, la această reuniune participă și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dimitri Kuleba, și bineînțeles că o altă reuniune importantă este o trilaterală între miniștrii Finlandei, Suediei și Turciei, pentru că știm că Finlanda și Suedia urmează să adere la NATO și acest lucru speră să se întâmple în primăvara anului viitor. Însă mai trebuie duse negocieri cu Turcia, pentru că Turcia a venit cu mai multe condiții și una dintre aceste condiții este cea referitoare la faptul că cei din Finlanda și Suedia trebuie să își întărească, să-și sporească securitatea. Vom vedea cum vor arăta și aceste discuții importante în cadrul acestor reuniuni. Ei bine, la finalul acestei zile va fi o conferință de presă, iar mâine seară, când va fi acest final al reuniunii de aici, NATO, vom vedea o concluzie într-o conferință de presă.